Ia uite ce frumusețe aici în fața mea. Mua. Salut, oameni buni, am la un episod din Rising World. S-a făcut acum dimineață la ora 7. S-a făcut un update la Rising World. Tocmai ce am intrat pe Rising World. S-a făcut un nou update. Vedeți și voi că s-a schimbat de tot imaginea. Știți că era un fel de... de niște nori, dar uitați, acum s-a schimbat imaginea. Dacă închidem jocul și îl deschidem din nou, o să vedeți că e altă imagine, e diferită de asta. Bun, intrăm pe lumea Picuslandia, lumea noastră preferată. De ce m-am amintit în episodul trecut că în Rising World am deschisit toate chestiile de aici. Deci aici mai țineți minte că erau chestii glitchuite. Repet, glitchuite. Erau multe lucruri glitchuite, așa trebuie să le sparg. Uitați și voi, încă mai sunt câteva chestii, doar nu sunt chiar foarte multe. Uite, chestia asta e glitchuită din partea cealaltă. O să spargem și chestia asta. Ok, hai să pic în jos. Vreau să vă arăt. Uite, etaj. Ce interesant, aici. Cât de tare e jocul ăsta și poți să te urci pe aici, pe acoperiș, odată. Și ne urcăm așa pe acoperiș și dacă vreau să ajung mai repede la alea, un lift. Păc, și-am ajuns aici. Nu, n-am cum să mai ies, m-am blocat aici. Nu, ajutor. Am F2, m-a speriat. Și avem aici, parcă am dezglitchuit tot ce era stricat pe aici, adică tot ce se glitchuise, am spart în episodul trecut, cred că ne-a durat ceva timp. Aici n-a fost glitchuit nimic. Dar să mă mai uit dacă e ceva glitchuit, pentru că vreau să spargem acum. Că nici n-am chef să fac asta. Am vrut să deschid Rising World și să mai facem câteva chestii în el, să mai construim ceva, dar văd că încă am gândul la această lume minunată și mi-e frică, boss. Hai să vedem cum e înăuntru aici. Să vedem cum se simte lumea. Deci e cam ierbuță pe aici, dar nu e neapărat... perfect. Okay, și aici mai un pic. Vreau să sparg toată iarba asta, că nu e frumos hotel cu iarbă, da? Practic. Adică nu e frumos să fie într-un hotel iarbă glicită în casă. Așa, perfect, am spart și chestia aia. Uite, doar că mai rămân câteva chestii de-astea pe jos și nu-mi place, oameni buni. Nu-mi place. Că un hotel trebuie să arate frumos și aranjat. Ok, ce chestie asta? Este în spate. Ok. Hai să închidem ușa. Foarte interesant, hai să ieșim, să ajungem la suprafață aici. Aoleu, e un cupăcel aici. E un cupăcel. Și aici mai avem o cameră. Nu, aici nu e nimic liciu, dar e totul frumos și bine. Hai să ieșim. Hai să mai construim ceva în Rising World, dar nu pe lumea asta. Nu pe lumea asta, deci ați auzit bine, nu pe lumea asta. Atunci pe ce lume? Că n-avem nicio lume, știți foarte bine că decât asta e singura noastră lume minunată pe care trebuie să lucrăm la ea. E bine, nu această lume, nu această lume, nu pe această lume astăzi lucrăm. Avem și tău tracu aici. Hai să plecăm cu mașinuța noastră în altă lume sau ca să putem să facem chestiile oarele alea. Deci ne așezăm frumos în scaunele. Pot să mă așez? Ok. Ia să ne așezăm noi un pic și să mergem la plimbare. Vum, 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 vum. Ok, hai să ieșim. Ieși. Ieși pe bune, acum. Hai cu F2-ul. Bun, intrăm în casă și vreau să ne ducem pe lumea lumițelor. Ieșim la return-ul my menu. E tot aceeași imagine cu Bulgaria de zăpadă. Ok, intrăm la World 7000 de point. Ok, World 7000 de point. Unde e survival aici, după câte vedeți, e survival. Și cam noapte. Ok, hai să vedem ce facem noi pe survival. Ne luăm piatră, că n-avem ce. Să n-am altceva. Dacă pic acolo, mi se pare că am murit. Dar nu trebuie așa, stai. Vreau fier. Mersi, un pic de iron. Nu se știe că ne trebuie iron. Iron.
Sper să nu pierd înocopul ăsta cu care am venit, pentru că trebuie să-mi fac alt înocop și a trebuit să sap cu ciocanul, oameni buni. Și cu ciocanul a trebuit să sap și vă dați seama că cu ciocanul facem alte chestii, da? Cred că nu putem face o casă aici, în pământ. Da, nu e prea stupid să faci o casă în pământ. Vreau foarte mult iron. De stone. Bun. Stone, iron. Acum mi-a dat doar stone, vreau și iron. Perfect, vreau și ironul ăsta. Si, mai dăm și ironul ăsta. Vezi că sunt multe chestii. Dar dacă apăsăm pe el, nu mai vezi nimic, frate. Deci nimic nu mai vezi. Ne mai dăm și aerul ăsta. Și acum putem să mergem, să plecăm. Bun, deci avem la noi, în inventar, avem multe, multe lucruri. Dar unele nu ne trebuie. Deci trebuie să craftăm un chest, practic, da? Deci hai să craftăm un chestuleț. Hai să dăm T, nu T. Nu. Hai să dăm... Game mode 1. Bun, suntem pe game mode. Hai să vedem acum ce facem cu măsuța aia, că vreau să-mi iau măsuță. Deci, ne luăm. Avem foarte, foarte mult lumber. Vreau să-mi iau această măsuță, dar nu știu unde pot să o pun. Hai să încercăm să punem chestiile astea așa. Ia să vei. Merge oare așa? Nu prea merge. Ia sparge astea. Cred că, ia stai, dacă eu pun o măsuță de aia acolo. Nu, habar n-am ce fac, stai că am o idee mai bună. Avem, asta e că nu trebuie să mai craftăm, că avem deja una. Păi perfect, ia uite, stai așa, că am o idee bună. Bună. Da, și venim așa, venim așa, venim așa. Sparge oameni buni. Așa, 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 așa. Și până aici o să avem parte de multe mese, da, practic. Dar hai să ne luăm și de la blocurile astea de aici. Vreau să-mi iau un stone la tiles aici. Nu, la cobblestone. Vreau să-mi iau chestia asta. Si, mersi, mersi. Mi-o dai, mi-o dai, ca să pot să fac pe aici, uite așa. Bine, ăsta nu e chiar un fel de oraș, că e altă lume, practic, da? Că survival. Vrem și noi survival aici. Ok, și aici o să avem, practic, multe mese. Ok, aici se închidem. Șterge, șterge, șterge. Nimeni nu o să știe. Ok. Hai să ne luăm măsuța aia, care trebuie să o luăm. Mamă, avem multe chestii și vreau să craftăm un chest, chiar. Okay. Aici punem măsuța asta, da? Ne luăm aici la crafting din nou și ăsta îl avem, ăsta nu-l avem. Hai să-l craftăm, dar nu știu unde să-l pun, că n-am loc. În ceva pe gât, nu știu exact și ce. Dacă-l pun eu aici. Spre ceva oare rău dacă-l pun aici, oameni buni. O să intru pe aici, stai, de exemplu, când vin eu de la căsuța mea, că aici va fi căsuța mea, vin așa, vin așa, vin așa și craftez, e bine. Și dacă vin și dacă vreau niște blocuri, mă duc de aici și craftez niște blocuri. Păi, uite ce simple. Ok, și de aici craftăm niște chest-uri, practic. Bun. Deci chest, chest, chest. Dăm chest. Acum intrăm în pământ, practic, da? Și aici intrăm în pământ. Bun, aici intrăm în pământ. Nu, ieși, ieși. Vreau să craftăm o canalizare de aia, dacă știți ce voi. La doors aici. E ușa de asta. Mamă, au și de astea pe bune? Cât de tare. Ok, vreau să știu cum funcționează chestia asta. Nu mai am loc în inventorie. Ok. Hai să... nu, dar trebuie să scăpăm de chesturile astea. Stai așa o clipă, boss. Stai așa, aruncă asta. Și aruncă și chestia asta. Bun, hai să ne luăm acum de aici, craftăm alea. Asta vreau să o craftez. Să văd și eu care e faza. Dar nu, că uite cât de greu merge. Nu, lasă o baltă. Aici vom intra noi în canalizare. Dar vreau să scap de chestiile astea. Mamă, nu pot să scap. Cover. Aici intră secretul.
Nu știu pe bune acum ce am pe gât, dar am ceva pe gât. Deci nu știu ce am pe gât, practic nu știu ce am pe gât. Nu, pune în alor. Și acum bag canalizarea. Mă, ce am pe gât? Și acum să pam așa, iasă-ți. Să vezi cât de frumos o să iasă. Bun, aici, da, ne oprim aici. Acum hai să-mi niște scări. Dar mai întâi vreau să pun chesturile acolo și jos. Îmi dai asta. Pune asta aici. Pune parchet. Vreau să facem să punem cât mai multe chesturi aici, pentru că intrarea mea secretă în pământ. Și aici vom avea companie de multe chestii. Dar, oh! Ok. Să nu-i nimic. Oh! Ok, asta e interesant. O să mă plimb așa prin pământ să văd ce a crescut pe sub pământ. Uitați cât de tare furtă-s morcovii. Uitați cât de tare e jocul ăsta. Și eu unor stop morcovi. What? What? Ah, potato. Cât de tare e jocul ăsta. Ok, e full inventarul. Unde n-am dus? Cam departe. Ok. Acum nu avem nevoie, ne ducem pe sub pământ și ne uităm să vedem ce ne trebuie pentru asta. Ok, hai să facem să punem chesturile alea jos de tot, pentru că nu mai am răbdare. Trebuie să punem chesturile alea. Ieși de aici! Trebuie să... Sapă. Aici vreau să pun chesturi, dar repede și repede vreau să le pun pe toate. Nu știu ce am pe gât, dar e foarte, foarte interesant să vezi ce am pe gât. Eu nu știu ce am pe gât. Acum. Nu știu ce am, dar ok. Nu contează, hai să punem chestia asta aici, parchetelul. What? Că să iau ceva de pe jos. Că pot să iau ceva de pe jos? Ok, dăm blocul. Da, e de, vreau să pun pe de blocușoarele alea. Practic în jocul ăsta, cel mai enervant e, nu la fel ca în Minecraft, spargi blocul, nu ți mai dă înapoi. Nu știu de ce developerul a vrut să facă jocul așa hardcore. Adică, spargi un bloc, nu ți-l dă înapoi. Deci, asta-i stupid rău de tot faza ca în Minecraft. Bine, jocurile sunt diferite. Sunt diferite jocurile. Mama, e bine? Tu n-auzi că vorbesc? Dar tu n-auzi că filmezi? Mai n-am cu voi, nu te zici că mănânc în timp ce filmezi, stai bun acum. Ok. Ăștia din casa mea aici, că am eu aici un vizitator, o am pe mama aici lângă mine. Bine, care nu se uită la mine, mă rog. Mă bate la cap dacă vreau grisine. Măi, nu ved că eu filmez aici, oameni buni. Deci aici e canalul de YouTube, practic. L-a găsit un bărbat, asta e perfect pentru el, pentru că acum înțelege ce vreau să zic și eu. Ok. Ce pește l-am făcut pe aici. Wow, ce tare, hai să punem un chest aici ca să... Avem și noi loc în inventar. Ce am pe gât, oameni buni? Nu știu ce am pe gât, mă deranjează. Zici că am mâncat ciorbă și mi-a rămas ceva de la ciorbă. Dar n-am mâncat ciorbă azi. Hai să punem... Aaa, n-avem dovlecei. N-avem dovlecei, boss. Aaa, păi atunci de ce eu am luat dovlecei? Așa degeaba. Hai, punem multe lucruri aici în chest-uri. Hai, repede, gata. Perfect, avem și pagina 2 în caz de nevoie, dar nu ne trebuie pagina 2 neapărat. Bun, astea le ținem noi în inventar. Oh, stai că am băgat din greșeală ceva ce nu trebuie să bag. Bun, hai să ieșim. Trebuie să facem rost de niște scări, am uitat să vă spun. Ia să ne băgăm încă o dată prin pământ să vedem ce chestii mai sunt. Să putem să luăm, uite, carot, mai carot pe aici, uitați. Uite, pe aici mai avem ceva. Ah, pepeni, yay! Pepenuți. Oh, ok, este interesant. What?
Ce a fost asta, boss? Inventoria, dă-mi asta, chestia asta. Dar si asta, pot să o pun pe mine? La armor? Sau la echipament? Nu, nu pot să pun. Nu pot să pun. Ne să întoarcem. Avem multe chestii pe sub pământ care încă nu le-am descoperit și vreau să le descoperim și pe alea. Ok. Ce sunt chestia asta? Ah, ok. Puf. Puf. Hai să craftăm o chestie aia ce am zis eu. Scări. Sign chest lenders. Astea. Luăm, da? Și le luăm astea, da? Bun. Inventory, le luăm așa, băgă, perfect. Și foarte bine. Acum noi trebuie să picăm cumva jos acolo. Ei, perfect. Și acum facem așa. Jos. Cred că nu stop jos, da. Așa, da? Așa, așa, așa. Bagă, bagă, bagă. Aici? Aici. Perfect. Perfect. Trebuie să punem și scările astea. Le-am luat așa mici bucăți pentru că nu vreau să le pun de alea mari, pentru că nu știu mărimea, v-am zis. Nu știu cât de mare e și chestiile astea mici le știu cât de mari sunt și le pot să le lipesc. Perfect, mai lipim noi aici. Vedeți cât de simplu mie? Ha, gata. Și acum noi când vom stați F2. O să facem chestia asta, așa. Practic. Ok. Acum câteva minute. Că mă bas la camul în socul. Hai că să facem un bun dimineață. Vedeți acum, practic, când deschizi asta, te duci, uite așa, ia, stați. Wow, se face. Wow. Stai că nu știu ce să fac. Stai cum intru. Vreau în groapă. Cum intru mai în groapă, că nu văd nimic. Nu. M-am blocat în gura aici, nu pot să intru sau care e faza? Nu pot să intru. Dar de ce? Care e faza? Cum trebuie să intru? Să la curentul sau care e faza? Deci m-am blocat aici, nu pot să mai cobor. What? Acum merge. Nu înțeleg ce a fost asta boss. Și dacă îl închidem? Nu se întâmplă absolut nimic. Stați. Acum merge, dar aia a fost ciudat când a mers. Să merge un pic mai greu, că trebuie să sap un pic pe aici. Aici nu vezi nimic, frate, aici. Ok, hai să ieșim. Închide canalizarea, că mai face și data viitoare. Hai să intrăm pe lumea noastră, Ficuslandia. Ia. Bun, hai să vedem ce mai construim, da. Deci, intrăm înapoi în Ficuslandia. Am vrut să vă arăt și vouă lumea aia. Oh, da. După câte vedeți, mi-am pus bariera aici la casă. Adică, practic, deschid și intri în casă. Nu oricine ciocăne la ușă. Trebuie barieră. Și aici undeva e un buton. Nu știu unde. Uite, ăsta e butonul. Apeși pe el și face tâng, ding, ding, dong, ding, dong, ding, dong. Ca eu să vin să văd cine e ăsta, ca să pot să-i dau drumul să vină, să mă viziteze sau nu știu. Eu știu prostii de-astea. hai să mai punem stâlp de aia de lumină, ziceam eu. Da, avem ceva lumină prin oraș pe aici, de ce nu? Uite câtă lumină avem, uite. Uite, putem pune un stâlp aici. Dar avem foarte, 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 foarte multă lumină. Ați văzut și voi câtă lumină avem. Uite, bagă un stâlp aici. Uite, mai băgă niște stâlpuri. Mai băgăm un stâlp. Okay, da, vreau să îl bag așa, da? Practic.
practicel, dar vreau să-l micșorez. Să facem, să facem mai mare, ok. Dacă încă vreau mic eu. Bun, 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 bun. Bun. Iar acum facem așa. Așa. Și așa. Dacă cine nu știe cum se face un stâlp, e bine, asta e un tutorial cum se face un stâlp de lumină. Ei bine, luați în felul următor. Cum vreți să faceți un stâlp? Ei bine, apăsați așa. Pentru așa. Scrieți it, m, pauză. Cum se numește asta? Ce m-am lovit. Și scrieți comanda, cum se cheamă și ce material este. Și gata. Voi am partea aia, da? Mersi, boss. Și partea aia nu mai pot. Ia, pus-o pe-n drepte. Și ați făcut un stâlp. Ia, uitați-mi să vedem. Și asta e cel mai simplă variantă de a face un stâlp cu lumină. Ia, nu m-am chinuit atât de tare, dar e foarte simplu și foarte, foarte drăguț. Deci dacă aveți răbdare, faceți ce vreți voi cu jocul ăsta. E cel mai tare joc din care am văzut o dată. Vezi cât de tare e jocul ăsta? Uitați câtă lumină avem. Apropo, am uitat să zic de lumină. Hai să continuăm închisoarea, că n-am continuat de ani. De ani, ani, ani. Deci de ani n-am continuat-o. Vedeți că am pus bară pe aici, practic. Și aici e o celulă. Unde aici vreau să facă... Vreau lumină, da? În primul rând. Vreau lumină. Vreau chiuvetă. De unde luăm noi chiuvetă? De aici luăm chiuvetă. Mă duc la baie când mai pot. Bun, am revenit. Hai să vedem, că vreau o chiuvetă, da? La decoration, nu la decoration. La table, la bedroom, la bedroom. Toaletă, șervețele. Da, stai așa, am full inventarul? Nu. Deci toaletă, șervețele, chiuvetă. Oh! Radiator. Băgăm și căldură la tipul ăla. Bun, acum ne ducem aici înăuntru. Ți-am zis de mult timp să-mi dai lumină. Bun. Mamă, o să fie super greu. Deci va fi super, super, super greu. Mamă, cât de greu poate să fie. Voi ați văzut așa ceva? E imposibil să faceți așa ceva în Resident World. Dar am blocurile astea, uite că le am, bine că le am. Oh. Bun. Hai să punem patul, da? Nu, lasă patul, după pe mai târziu un pic. În toaleta și
altele și pe alea și alea. Uite, bagă toaleta aici. Bun, perfect. Bagă radiatorul aici, care dă căldură mult. Bagă șervețelele și chiuveta, da? Chiuveta și șervețelele. Vede. Bun. Dar unde pot să pun eu patul? Celula asta, vedeți, nu pot să ies din ea, da? Numai cu F2 eu pot să ies, da? Practic. Ce lumină! Okay. Unde este patul? Uite! Bed. Perfect. Schimbă. Perfect, e perfectă cu culoarea pielii și cu... Hai. Bagă un bed aici. Că ne trebuie un bed, practic. E cam mare, nu vi se pare că e cam mare? Nu. E prea mică încăperea, dar asta nu cape. Patul. Ia, încape așa? Nu o să încapă. Nu cred că am căput. Am bun, de ce am căput cu patul? Hai să dormim la închisoare. Bun, perfect, am dormit de dimineață. Eu stau la închisoare aici, trebuie să-mi dea în curând tipul la drumul. Ok. Hai să-și o clipă. Bun. Am dormit un pic. Acum hai să vedem. Deci ne mai trebuie chestii? Nu. Ne trebuie... Ok. Ca întotdeauna. Da, mă gândesc cum să fac acoperișul. Acoperișul ăsta e imposibil să faci, deci trebuie să vii, uite așa, ia uitați. Ba. Închisoarea asta nu cred că o să putem să o facem nici măcar în 2 luni, oameni buni. Desigur, au trecut deja 2 luni și noi n-am făcut-o, deci vă dați seama cât de greu poate să fie. Mamă, cât de greu poate să fie închisoarea asta, e nebun la cap. Hai să vedem altceva, ce mai facem noi în afară de închisoarea asta, că imposibilă să faci. Asta a fost cea mai proastă idee de-a mea care am vrut să fac, da? Cea mai proastă idee de-a mea. Cum să faci, frate, o închisoare, mamă, e imposibil să faci închisoare. De necum, efectiv, vă zic eu că n-ai vezi cum. Asta nu o las, nici asta nu vreau, nici asta. Bun. Hai acum să mai facem o stradă. Unde avem blueprint-uri? Avem niște blueprint-uri pe aici. Căci că am pus eu într-o zi blueprint pe aici. N-avem blueprint? Adică ne facem noi blueprint. Ok. Hai să craftăm un blueprint. O tals. Asta. Am blueprint, perfect, mi-ai dat. Dar vreau să fac încă o căsuță aici, dar e o căsuță abandonată aici și nu o să pot să fac de căsuță abandonată. Asta e, spargea chestia asta. Și copacul spargi. Tot spargi, oameni buni. Tot spargem. Că suntem niște băieți răi. Perfect, gata. Am tăiat copacul ăla pentru că nu mai suportam. Hai să facem și străduța asta. Am zis eu că va fi un orășel destul de mare. Am zis că o să fie mare orășelul ăsta, nu? Practic o să fie foarte mare. Pentru că, uitați, de cât de mare o să fie. Deci o să fie cu căsuțe. Deci până aici
cu acolo, până acolo e căsuța, până acolo e căsuța. O să fie și până acolo să fie căsuța. V-am zis, ca în viața reală, oameni. E foarte greu să faci așa ceva. Nu știu de ce ne-am apucat noi de seria asta de Rising World. Dar văd că vă place și vouă. Am zis de ce nu să continuăm cu seria asta, că e foarte bună. Deci v-am zis, trebuie să cumpărați, deci v-am zis în episodul 14 de Rising World când v-am făcut tutorialul ăla cum să faceți o frigidere. V-am zis eu la un minut, că mi-am zis dacă trebuie să dați 15 euro pe joc dacă vreți să faceți chestiile astea, ca să altfel nu aveți cum să faceți, ați înțeles? Trebuie să dați 15 euro, că altfel nu aveți cum să faceți ce fac eu aici. Vedeți ce fac eu aici? Deci fac blueprint-uri, case și oraș. E, bine, asta nu aveți cum să faceți fără versiunea asta cea mai nouă. Să aveți jocul cumpărat, practic, trebuie să aveți jocul cumpărat. Mereu zic practic pentru că îmi place cuvântul ăsta. Și da, trebuie să vă cumpărați 15 euro, adică, na, dacă vă meritați 15 euro și dacă ați fost cuminți, dacă vă meritați, așa am zis eu în episodul ăla, dacă vă mai aduceți aminte și v-ați uitat, am zis dacă vă meritați 15 euro și dacă ați fost cuminți, așa ziceam, nu știu de ce, dar mi-a plăcut atunci. Ok, hai să luăm blueprint-ul. Jurnal. Blueprint. Ce zici de casa asta? E prea mică? O, ce este asta? Ah, ok. Da, dă-ne. Au, un magaz. Un fel de restaurant. Ok, ia sau o să facem altă zi. Ce chestie e asta? Fermă. Oh, ce tare. Sau habar n-am ce. Ce chestie asta? O iau pe asta, am unii. Oldina am făcut-o, care nu e încă. Simple House. Sunt foarte multe și nu știu care să o iau, e imposibil să știi. Truck. Nu, în rest nu mai e nimic gata. Încep să fie alte chestii. Habar nu am, deci habar n-am. Ce să bag? Hai mă, acolo în pasta. Blueprint. Luăm pasta, boss. De ce nu? Boss. Dar nu știu. Să practic, cum ar trebui să o pună? Aoleo, cât de mare ești, nebun. E prea mare. Trebuie să-i bag intrarea, dar nu știu unde e intrarea. Asta e intrarea, ok. E foarte mare casa asta. Bag. Dacă se ghiciuște, mă nebunesc. Dar nu pot să-i bag acasă, nu știu ce. Să vedeți ea. Nu mi se fac acasă, nu știu ce. Ah, acum trebuie să așteptăm, ok. Hai, îmi pui casa, te rog. Nu mi-a pus-o. Uitați-vă ce voce are! Deci, eu stai că până acum din nou ca să vedeți și voi. Stai departe, stai departe. Ia, stai să vedem. Nu pune mai asta. Dar trebuie să aștept, așa mi se pare, nu? Nu vrea să-mi facă casa. E imposibil, mă, nu vrea să-ți facă casa. Nu vrea să-ți facă casa, habar n-am de ce. Chiar mă sperie, deci chiar și mă sperie. Nu vrea, nu vrea, oameni buni. Nu vrea casa asta, hai altă casă atunci. Nu vrea, pur și simplu. Hai să punem dână și gata? Nu, altă casă. Ei bine, pe asta am încercat eu să o pun, dar nu pot, e imposibil să te lase să o pui. Hai, colom pe asta și asta e. Asta o iau. În sfârșit a mers casa asta. Bun, deci spargem primul rând astea.
acum urcăm așa și avem căsuța asta. Ai mobilat? Oh, nu cred așa ceva, deci nu cred, oameni buni. Are și PlayStation, oameni buni, casa asta. Are PlayStation. Cât de tare, casa asta e de bun. E prea tare, uite cât de tare a făcut și cadă și multe altele și hârtie igienică și masă și acoperișul frumos. Hai că e frumoasă căsuța asta, o păstrăm. Bun, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați și butonul de like pentru această serie minunată. Iar noi ne auzim data viitoare. În primul rând, în episodul următor vom face mai multe chestii, vom spawna mai multe case, vom, nu știu, abarna. O să facem mai multe case de-astea, adică vedeți și voi câte case am făcut. Și eu mai lucrez un pic pe aici, să văd ce aș putea eu să mai fac. Vreau să fac ceva pe aici, iar noi ne auzim. Nu zic ceva, ok? Iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!